prin dispoziția domnului primar 366 din 26.06.2017. Vă rog, faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Propuneri pentru președinte. Domnul Plot. Mai sunt șase. Nu are știi. Uite acolo. Acum acolo. Mai sunt și alte propuneri? Domnul Bloc. Domnul Bloc. Să punem la vot. Sunteți de acord? Procesul verbal la ședința anterioară, dacă a fost citit. Este ce sunt eu, nu e da, o să vreau și tine. Cu vot. Deci punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat la data de 30.06.2017, reprezentând noua valoare pentru investiția construire, gădință nou, program normal cu 3 săli de grupă în sat Bârca, Comuna Cotofreni de Bacău, inițiator Olariu Verelu, Comunal Comunei. Punctul 2, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului cu titlul creșterea accesibilității drumurilor din Comuna Cotofreni prin achiziționarea unui budo excavator. Punctul 3. Informare privind stadiul aplicării legilor fondului funciar. Dacă mai sunt și alte propuneri și pentru ordinea de zi, sau? Da, într-o cum să propuneți, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Fac cum este de acord. Domnul primar, vă dau punctul pentru... Da, pentru primul punct. Este proiectul de autorit, prin aprobarea indicatorului tehnico-economic la data de 30.06.2017, reprezentând noua valoare pentru investiții de construire în grădință nouă cu program normal cu 3 săli de grupă în satul Bârca, Comuna Cotofreni, județul Bacău. Raport de specialitate referitor la obiectivul de investiții construire de grădință nouă cu program normal în sat Bârca, Comuna Cotofreni, județul Bacău, analizând împreună cu proiectantul PTH-ul, adică proiectul tehnic. În vederea scoaterii la licitație obiectivului de investiții masive naționale, s-a constatat un deficit de valoare datorită creșterii costurilor cu manopera și materialelor de construcție, datorită perioadele lungi de timp de elaborare SF-ului în 2014 până în prezent. Ce s-a întâmplat? În 2014 până în 2017. S-au modificat prețurile la materiale. Vorbeam SF-ul. Deci vorbeam de 3 ani buni. Datorită faptului că trebuie să ne încadrăm în sumele prevăzute în contractul și semnat cu MDRAPU, s-au reanalizat și calculat lucrările de construcție, montaj și dotările din cadrul proiectului, rezultând o relocare a valorilor între capitolii de viziune, fără a afecta valoarea contractului nici pe buget local, nici pe buget de stat. Ceea ce noi am făcut acum, am mai tăiat de colo, am pus de colo, dar nu s-a modificat valoarea. Ca urmare, vorbim să aprobăm de viziune general actualizat, în vederea începerii procedurilor de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de execuție, lucrări pentru obiectivul marțus menționat. Referatul este prezentat de doamna consilier pe probleme de achiziție publică, doamna inginer Misone Manuela. Și trecem acum la proiectul de hotărâre prin aprobarea de viziul general a indicatorilor tehnico-economice actualizați la data de 30.06.2017, reprezentând în valoare investiției compuse din valoarea executată și valoarea res de executat pentru investiția construirea de grădință nouă cu program normal cu 3 săli de grupă în sat Bâlca, Comuna Cotofreni, județul Bacău. Văzând dispunerea de motive a primarului Comunii Cotofreni, județul Bacău, rezistat sunt numărul din data 30.06.2017, raportul numărul 3547, 30.07.2017, compartimentul de sol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, având adresele MDRAP-ului, din care se reamintesc că trebuie să raportăm noua valoare a investiției și rest de executat, precum și orice modificare intervin,
prevederi de ordonanță de urgență 28/2013 privind aprobarea programului național de dezvoltare locală și a normelor metodologice pentru punerea în aplicare ordonanței de guvern numărul 28/2013, prevederi respectiv ordinul 1851/2013 cu modificări și completări ulterioare. Prevederi de hotărâre guvernul numărul 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general și a metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție. Prevederile articolului 44 alineatul 1 și articolul 58 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, temeiul articolului 36 alineatul 4 litera D și articolul 45 alineatul 10 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicană, propun spre hotărâre. La articolul 1 se apropie principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția construirea grădiniță nouă în sat Bâlcan, cu trei stări de grupă, în sat Bâlcan, cu mai puțin de Bacău. După cum urmează, regimul tehnic, suprafață teren, suprafață care va ocupa construcția, cu tot cu curte. 2506 metri pătrați, suprafață construită proiectată, 452,18 metri pătrați, adică clădirea în sine. Suprafață utilă, adică interioare, 356,36 metri pătrați. Suprafață alei pietonale, 140,84 metri. Vor fi și alei, pentru că vor avea spații de joacă. Înălțime la streașină, 3,65 metri, adică ea la 3,65 pentru asigurarea necesarului de aer pe persoană, conform normelor în vigoare. Lungime împrejmuire la drum, 71,1 metri, adică e vorba de gard. Lungimea la drum va fi 71 metri. Caracteristici funcționale. 3 săli de clasă, 4 holuri, 6 grupuri sanitare, atenție, este făcut la nume standarde europene. Deci 6 grupuri sanitare, o cancelare, un cabinet medical, o cabină centrală termică cu încălzire centrală, un spațiu administrativ, adică pentru secretariat, și un pui fin. Cancelare. Nu știu, am presia că e spațiu de joacă, părerea mea. Nu stă bine cu engleză. Alcăduire constructivă. Fundații izolate sub stâlp continui sub ziduri. Structură rezistentă, parter, cadre de beton cu din cărămidă de GVP, tencuială și gred la interior, termosistem la exterior. Planșeu peste parter din beton armat. Finisaje interioare var lavabil. Finisaje exterioare, soclu, clădirea va avea tencuieli structurale pe termoizolație, adică polistiren extrudat, fațadele vor avea tencuieli armate pe termoizolație, polistiren expandat cu vopsit var lavabil. Pardoselele din parchet laminat și gresie ceramică glazurată. Tâmplărie din lemn stratificat, șarpantă în două ape din lemn, construcție ignifugată, adică care se rezistă la incendiu, să nu ia floacă. Învăritoare din țiglă arsă, sistem pluvial acoperiș din tablă zincată vopsită, e vorba de uruce. Alte de elemente, împrejmuire la drum, socul și stâlpi din beton armat, placat cu piatră compozită, plase de gard din fier forjat, ecranate cu plăci policarbon, adică vor fi cătușite. Împrejmuire incintă stâlp din țeavă metalică cu panouri de gard din plasă sudată. Centrală tehnică și boli, dotări interior, mobilier, săl clasă, holuri și cabinete, table de scris, calculatoare, dotări exterior, ansamblu joacă și bănci. Deci va fi dotată de la A la Z. Contribuția noastră va fi numai în bani. Contribuția cu partea noastră cofinanțarea. Articolul 2. Să se apropie de vizul general actualizat la dat 3.06.2007, anexa 1, la prezent al hotărârii și valoarea investiției compusă din valoarea serviciilor lucrurilor de stare și de contate până la 3.06.2017,
și valoarea rest de executat și anume. Valoarea investiției actualizată la 30.06, deci vorba de astăzi, 2017, este de 1.273.116.000 lei cu TVA, din care 400.955.000 lei cu taxe de contat din bugetul local, pentru, deci 500 de milioane aproape din bugetul local la 30.06, 2017 cu TVA-ul 24%. 24.500.000 lei cu TVA, TVA de contat din buget de stat pentru credința cu TVA 20%. Deci aici se modifică TVA-ul. Nu va mai fi de... vine cu... a venit odată, vine odată cu 20% și mai venim odată cu 19%. Modificăm de 3 ori. A fost cu 24% de la 2014. A fost la 24% când am început. După aia a venit cu 20%. Și acum a venit cu 19%. Acum a venit la valoarea reală, la 1.243.761.000 cu TVA rest de executat, începând de la 1.07.2017, TVA 19%. Deci aceasta este valoarea acestei investiții. 10 miliarde. 10 miliarde. Este 1.166.974. 10 miliarde. Nu are cum să fie 1 miliard. Dar nu, nu, nu. Vă uitați, v-ați uitat eronat. Uitați-vă la, la articolul 2, la, linie, la linuța a 3-a. La TVA 19%. Da. Înseamnă că avem acel material. Ba da. Valoarea rest de executat este de acum, 10 da. Miliarde. Acum. Păi da. Eu am spus valoarea rest de executat cu la TVA-ul de 19%. Acum vin și spun, valoarea rest de executat este de 10.243.761.000 cu TVA 19%, se compune din 1.166.974.000 cu TVA, contribuție la bugetul de stat, 76.687.000 cu TVA, contribuție la bugetul local. Asta de la și astea două adunate dau exact aceeași sumă. Exact, dau valoarea celui cu 19%. Exact, da. 1.243.000. Deci exact avea același material. Da. Articolul 3. Comuna Cotroceni și Consiliul Local se obligă să asigure resursele necesare implementării proiectului, să asigure contribuțiile financiare proprie în sumă de 76.687.000. Deci, Comuna Cotroceni va trebui să aibă o contribuție de 766.870.000 lei. Deci, astea sunt bani vechi. Articolul 4. Consiliul Local al Comunii Cotroceni se angajează să suporte cheltuielile de întreținere și reparație a investiției și să asigure accesul liber fără taxe a tuturor cetățenilor la investiții. Deci, nu e o grădiniță cu taxe, e o grădiniță de stat. Articolul 5. Se împuternicește primarul Comunii Cotroceni să semneze toate documentele necesare depunerii și derulării proiectului, pe cum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și derularea proiectului. Articolul 6. Cu data prezentării se revocă hotărârea Consiliului Local numărul 18.3103/2017, ultima dată când am făcut noi modificarea cu TVA. Articolul 7. Prin grijă secretarului comune, această prezentă hotărâre se va comunica instituției prefectului, primarului Comunii Cotroceni, compartimentului instituțional financiar contabil și celor interesați. Bineînțeles, se va trimite la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru obținerea finanțării din fonduri guvernamentale alocate prin ordonanța de guvern, de urgență a guvernului numărul 28/2013, prin programul PNDL. Programul Național de Dezvoltare Locală. Eu să vedem dacă mai avem ceva la acest. Din ce văd eu, nu am nimic la punctul 1 și rog pe domnul președinte să invite Comisia de Specialitate să... Da, da. Și discuții după. Poate mai... Comisia de Specialitate. Comisia de Specialitate. Aici favorabil. Discuții. Program normal ce înseamnă? Dacă adică numai cursuri.
nu și pregătirea elevilor după cursul. 4 ore. Da, da, grădinița practic din câte știu eu nu cu program prelungit. Da, 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 în afară de programul prelungit, program normal, deci practic este o grădiniță educațională. Da. Din punct de vedere, deci un tot părinte când își duce un părinte un program prelungit tot educațional. Nu, pentru că un părinte când își duce copilul la grădiniță, de ce și îl duce? Nu, grădiniță, vorbim de copii de 3 ani, de peste 3 ani, nu? Nu, se fac grupe, două grupe. Am spus 3 ani, nu spun 2. 3-5 ani și... Exact, 3-5 ani, acest aspect. De ce și îl duce la grădiniță la vârsta de 3 ani? Ca să îl lase în siguranță, pentru ca el să se poată după ce la muncă, nu? Programul va fi stabilit. Toate grădinițele au același scop, scopul educațional. Pentru a veni în sprijinul părinților, se fac grădinițe cu program prelungit. Așa se numesc. Mai devreme de ora 8. Nu. Nu există așa. Există grădiniță cu program prelungit, program normal și program prelungit, cu două tipuri. Programul probabil va stabili școala, direct cu școli. Noi ne ocupăm de spațiu deocamdată. Deci proiectul este făcut în 2014. Nu am fost atunci, nu știu despre ce vorba, așa am deschis și un subiect. Nu trebuie să... Nici atunci n-am discutat dacă ținem copiii până la 7. Eu n-am de unde să știu ce s-a discutat. Am pus o simplă întrebare. Hai să vorbim strict pe subiect. Noi ne-am întâlnit aici, am aprobat construcția clădirii. Da, am înțeles. Acum, ca să fac numai o paraleză, domn președinte. În momentul când ar fi fost grădiniță cu program prelungit, undeva prevăzută bucătărie, dormitoare. Deci când este în proiect nu e nimic așa ceva. Trebuia mai mult, trebuia să ajungă costuri mult mai mari. Mai mare la clădire era. Și clădirea era mai mare. Alte discuții? Mai e cineva? Da, să supunem la vot, punctul numărul 1, cine este pentru? Toată lumea este de acord. Domnul primar, punctul numărul 2. Da, punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind creșterea accesibilității drumurilor din comuna Cotovănești prin achiziționarea unui buldog excavator. Având în vedere temeiurile juridice respective, prevederea articolului 120 și articolul 121 aliniat și 2 din Constituția României Republicată, octombrie 1995. La B, articolul 8 și articolul 9 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg de la 1 octombrie 1985, ratificată în legea numărul 1997, la punctul C, articolul 7, alineat 2 și articolul 1166, următoarele, din legea numărul 287/2009, privind codul civil, republicată cu modificări ulterioare referitoare la contracte de convenții, de articolul 20 și 21 din legea cadru și descentralizării numărul 196/2008, articolul 30 la punctul E, articolul 38, articolul 36, alinea 2, litera B și D din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. La punctul ieri, legea numărul 273/2007 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederile articolului 43, alinea 4, din legea numărul 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actului normativ republicat cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize prevăzute de lege. Aviz notificare de la Direcția de Sănătate Publică, notificare de la DSVSA, adică Direcția de Sănătate Veterinară, clasare, notificări de la mediu. În temeiul prevederilor articolului 47 alineat 1 și a celor de articolul 115 alineat 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificări și completări ulterioare, luând act de A, referatul de aprobare prezentat de către primarul comunii Cotovănești, calitatea sa de inițiator înregistrat la numărul 3501 din 28/08/2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului constituit un aport pentru dezvoltarea colectivității,
B. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, specialitatea primarului, înregistrat cu numărul 3499 din 28.06.2017, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și cu oportunitatea proiectului constituit un aport pentru dezvoltarea colectivității. C. Raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local al Comunei Cotovănești, constând în necesitatea de a asigura resurse financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local. Consiliul Local al Comunei Cotovănești de Țurcău adoptă următoarea hotărâre, adică propune spre votare. Articolul 1. Se aprobă completarea, implementarea proiectului creșterea accesibilității în drumurilor din Comuna Cotovănești prin achiziționarea unui bulldozer excavator, denumit în continuare proiectul în vederea accesării fonduri externe nerambursabile conform PNDR, altul ce a fost bugetul era PNDL-ul, ca Programul Național de Dezvoltare Locale. PNDR-ul este Programul Național de Dezvoltare Rurală. Pe aceeași mărie cu altă pălărie. Două, care se desfășoară perioada 2014-2020, prin grupul de acțiune locală GAL Valea Plutusului, acolo în care noi facem parte. Noi suntem și mai acum câteva ședințe, știți că am mai primit un membru comun, în Vicheșu, sau chiar un orășel. Măsura M7/68, investiții locale de bază, destinate populației rurale, inclusiv a celor din agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Articolul 2. Necesitatea și oportunitatea de investiții este dată de următoarele elemente. Starea generală a drumurilor din Comuna Cotovănești este deficitară și necesită întreținere periodică pentru a putea fi practicabile în întreaga perioadă a anului. Achiziția unui bulldozer excavator contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației din Comuna Cotovănești prin creșterea accesului la infrastructura de bază întreținută și practicabilă. Comuna Cotovănești de Zvolcău are populație de... Mă uit acum că... statistică de 3.199 locuitori, conform anexei 6, rezultate finale recensământul populației în 2011. Tabelul număr 9, care va beneficia de serviciu public local dotat în proiect. E vorba 2011-2017. Deci de asta era în dilema. Investiția se încadrează cu o strategie de dezvoltare locală a Comunii Cotovănești de Bacov în perioada 2014-2020. Direcția strategică 1, dezvoltare rurală durabilă. Obiectivul numărul 2, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. Potențialul socioeconomic al comunii este de 3858 conform anexei B, studiul privind stabilirea potențialului socioeconomic de dezvoltare a zonelor rurale FADR-ul. Era un program înainte, fondul de dezvoltare rurală și așa mai departe. Articolul 3. Valoarea totală fără TVA proiectului este de 337.657 lei, din care 329.657 lei valoare eligibilă. Adică restul trebuie să punem noi. 329 la 337 o să vă dau și diferența. Așa, valoare eligibilă, finanțată în procent de 100% din ajutorul nerambursabil FADR și de 8.000 de lei de valoare neeligibilă, adică suportăm noi. Beneficiarul se angajează să asigure cu finanțarea proiectului în valoare de 8.000 de lei fără TVA, adică inclusiv TVA-ul, reprezentată de contravaloarea serviciului de organizare și derularea procedurilor de achiziție publică. E vorba de avize, de caiete de sarcini, de toate cele necesare puneri la punct a unei achiziții, a unei proceduri de achiziție publică, de licitație. Articolul 4. Cheltuielile aferente în proiectul se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare de investiții în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR-ul, potrivit legii. Articolul 5. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimii plăți în cazul proiectului. Articolul 6. Numărul locuitorilor și locuitorilor și operatorii economici de servicii de proiect după caz,
precum și caracteristice tehnice ale proiectului sunt cuprinse în anexă care este parte integrantă din prezentul hotărâre. Articolul 7. Autoritățile administrației publice locale și au angajamentul ca proiectul, că proiectul nu va fi generator de venit. Adică nu facem venit cu el. Articolul 7. Autoritățile administrației publice locale și așa, am spus asta. Articolul 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesta în dur la sa calitate și de ordonator principal de credință. Articolul 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunii Costofănești, domnul Olariu Viorel. Articolul 10. Prezența hotărârii se comunică prefecturii, primarului Comunii Costofănești, secretarului celor interesați și compartimentului financiar contabil. Avem și anexa 1, numărul 1 la acest proiect de hotărâre. Și spune la articolul 1, proiectul creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costofănești prin achiziționarea unui bulder excavator presupune achiziționarea unui bulder excavator cu puterea de 90-110 cai putere, dotat cu accesorii specifice. 2. Numărul de locuitori de servici de proiect este de 3.199 de 3.200 de locuitori. Asta e pe statistica din 2019, de exemplu. Iar noi suntem scadiți al 2017, unde populația noastră e creștere, a crescut, e crescut. Doar un lucru pot să vă spun, că acești bani iau prin GAL, sumele le-a reținut bănuiesc, o parte pun în 80.000 de lei, înseamnă, cred că 100 de milioane. 80 de milioane punem noi. 80 de milioane, cu tot cu TVA cu 19%, 100 de milioane. Da. 10.000 de lei. 10.000 de lei, eu zic că este necesar la... Mai avem intervenții pe la Pârâu, pe la drumurile neasfaltate, pe la gropile de gunoi, pe la... este necesar. Dar luăm și pentru dezăpezire, că luăm, îi luăm și accesorii. Îi luăm și lamă de... Asta, luăm și o remorcuță. Și atunci o să mai puțin să fie nou? Nou. Adică este absolut este util. Să luăm aici și noi va trebui să angajăm... În vedere și finanțare, da? Ok. Și banul. De unde vine și banul? Păi tocmai de și cătăză vine nou. Păi era rambursabil. Nu era rambursabil. Noi nu plătim decât 100 de milioane cu două puterea. Deci, eu am prins ca zic, doamne, ușor, ușor să ne gospodărim cu de toate. Avem ce ne trebuie aici. Da, mai un șase. Prin gaz se pot face multe. Am făcut și asfalt. Sigur, că nu mă schimbă. Că tocmai asta, că proiectele astea sunt mari. De ce sunt finanțare serioase? Comisia este favorabilă în faza proiectării. Discuții nu mai sunt. Nu s-a proportat. Supun la vot. Da, clar, nu este de acord. În primar. Da, mai avem... E un fel de informare privind stadiul de aplicare a legii fondurilor funciare și eram dator, pentru că nu prea am discutat-o, eu am dator să vă prezint și să știți dumneavoastră cum stăm la un acolo. Această lege a fondului funciar e din 98. Ea a câte cauze cu 27 de ani. Și ea tot nu-i gata. Deci noi stăm destul de bine. Sunt comune care 60% nu au lucrat. Raport bine stabil aplicării legii fondului funciar. Comunica locală de aplicare a legii fondului funciar se activează la apariția legii 1891. Fiind informată din președinte, este primarul, secretarul, este secretarul din Băinșa Consiliul Local și membrii, membrii. Componența comisiei este validată de prefectul județului printr-un ordin și în decursul anilor a suferit mai multe modificări, fie datorită schimbării primarului, secretarului, membrilor care sunt din plan local, dar și de la prefectură, OCPI, Direcția pentru Agricultură. Odată cu apariția legii 1891, completată ulterior cu legea 169/97, legea 1/2000, circa 1/2000, legea 247/2005 și legea 165/2013. Iată de câte legi au modificat legea 1895 până acum.
legea inventarierii au fost depuse circa 3.100 cereri pentru reconstituire și constituirea de teren, pentru constituirea de teren agricol, neagricol și pădure. Deci, în total, la nivelul comune, s-au depus 3.108 cereri. Bine, localnicii și cei care nu locuiesc, care sunt și care nu locuiesc și deci sunt terenuri, s-au mutat sau... De numărul total au fost validate 2418, deci au fost respinse o parte. Respinse 680, ceea ce respinse solicitări în cazul acestor solicitări. În cazul acestor solicitări au fost respinse în general cele în care erau solicitate încă o dată terenul după reconstituire cu titlul de proprietate emise. Deci se cerea de două ori acel teren. S-a întâmplat lucrurile. Care doreau înscriere în titlul de proprietate alături de alți moștenitori. Erau alții care, unii erau trecuți în titlul de proprietate, alții nu erau trecuți în titlul de proprietate, pentru că așa prevedea legea. Legea nu prevedea să vină toți frații să depună cererea. Venea unul și cerea pământul după tanti. Pentru toți. Pentru toți. Comisia nu era obligată să-i treacă și cu ceilalți, că nu știa cu ceilalți. Unul era la Constanța, unul era la Brăila. Și dădea pământ, dar nu însemna că explodea de la... de la moștenire și pe ceilalți. Ei aveau drepturi egale ca ceilalți, numai că nu erau trecuți în titlul proprietate. Dar lucrul ăsta se regăsea în anexa 24, când noi eliberam noi la primărie. La anexa 24, când mergem la notar, trebuie să treci toți moștenitorii legali. Nu-i treci, îți asumi responsabilitatea. Adică cel care vine și o cere, eu nu știu câți frați a avut neacostică, câți copii a avut, pardon. Unul poate fi la Timișoara, unul nu. Deci își asumă responsabilitatea. Așa, care doreau înscriere în titlul proprietar, alături de azi din noi. Sau amplasamente care au făcut, dar alții au vrut, anexa 24, alții au vrut să fie el și el acolo, deci să fie în masonerie aia, dar să nu fie și eu, Costică, de piciorul tău, care, da. Așa, moștenitori sau amplasamente care au făcut obiectul unor schimburi între CEAP-ul și alte instituții, ca de exemplu cele prin care au fost solicitate amplasamente ca Valea Bălcii, Țibric, Piscu Piorului, care au făcut obiectul unui schimb între CEAP-ul și o colo Țibric Ferețu în 1900. Legea poveste pe care mulți o știu, Arțanu știe care, cine și cine au ca acolo. Acolo, deci schimbul ăsta s-a făcut în 1924, nu știu cine a fost. O colo Țibric, Căiuț. Dar nu m-a întrebat nimeni. În 1924 nu vă întreba nici, nu, nici da, dar nici nu știu dacă avea curajul, aveați curajul dumneavoastră să-i întreba dumneavoastră ceva. Și cauți acum să... Printr-un ordin al Ministrului Agriculturii din Avrograd, printr-un ordin, atenție, această lege, această schimb a fost un ordin al Ministrului Agriculturii neabrogat, ceea ce a fost o mare greșeală a guvernanților și a celui care era primar pe timpul acela, în 91, nu a avut pisica. Dar dacă era un primar bine informat și bine intenționat, trebuia să facă o depeșă către Ministerul Agriculturii, acolo ministru, să spună, domnule, s-a făcut un schimb prin ordin de ministru, nici măcar prin ordinul primului ministru, prin ordine ministru, și vă rog să fie abrogat. Și cu asta aveți, era abrogat și atunci fiecare ducea și zicea, băiatul vechi amplasament. Așa, dacă nu s-a abrogat, a rămas. Acum, la ora actuală, nu mai abrogăm nici dracu, 27 de ani. Doar cine? Sau nu au susținut solicitarea cu dovezi. Au fost și alții care nu au avut dovezi pentru acele perioade. Da. Ei cunosc mai bine cei de asigur. 15 solicitări nesoluționate, dintre care 7 la Comisia Județeană și 8 cereri în curs de soluționare, pentru care sunt necesare completări cu acte, declarații de vecinătate, măsurători cadastrale, acțiuni în instanță. Cojocare, Grigore, Bundez, Marian, recuperate, Marian, recuperate teren din Sarlat Prot, pentru parohia Borșan și Bâlca. Aici iar o mare prostie, care eu vă explic în timpul ce prezint materialul, dar se știe. 91, iar o mare prostie făcută, că atunci schimbau primarii cum schimbă să șosetele. Mă spuneau la Târgu Trotu și că, acum ca o bun amic al meu care a murit, Dumnezeu să le pe Țărâna Ușoară, Jean, îl chema Anton, îmi spunea că în vreo, cum era atunci, Consiliul, CPUN-ul, Consiliul CPUN-ul, spunea că într-o 3-4 luni de zile a schimbat vreo 7 primari. Și de care a pus și un cioban și a venit de la lui cu oile. Oile le-a pus în fața primăriei, le ținea. Deci era o babilonie curată.
Ei, ce s-a întâmplat la noi la Coțocănești? Nu mă interesează să nu l-a trecut totuși. La Coțocănești a făcut mare prostie pentru că lumea trebuia îndrumată și îndreptată să-și ia terenul la adjud. Terenul la adjud era teren cu o valoare. Cu valoare mare. În primul rând, pentru că era un loc cu un amplasament foarte bine poziționat. Erau la teren cimitir adjud. Cimitir adjudului. Chiar la șosea. De la Pecoola la Vara. S-a luat pajiștile. S-a făcut un cartier nou acolo. Acolo, s-a făcut un cartier nou, bine. S-au făcut aia, au văzut că ăștia au fost fraieri și le-au bătut aia. Acolo trebuia făcut, până la urmă, nu cu forța. Cum să spun eu? Te duceai cu copii, nu plecai după terenul tău. E terenul meu, mi l-a dat, a fost în proprietate de rege, de regele țărțului. Sunt certificate. Certificate, da, exact. Se duceau acolo și aveau. Erau trecuți în registrul agricol la Coțovănești cu terenul de la adjud. Dar terenul era la adjud. Mă duceam, domnule, eu nu plec de aici, până, e terenul meu și nu plec. Dar lumea făcea lucrul ăsta, primarul frunte, era tot, era ok. Sau primarul spune așa, atunci s-a făcut un compromis. Ce au făcut ăștia la Coțovănești? Bun, bun. Nu ne-a dat terenul la ajut, că la ajut a fost mic, la ciun teren. Și terenul, nu numai la de acolo la cinghie, terenul de lângă CCH, terenul la mobile, mai avem în cazul. Aia ce au făcut? Băi, ăștia i-am dus cu droga, las că facem noi ce vrem, terenul cu valoare. Dați-le voi, Coțofăneștiul, dați-le terenul. Cum ar veni? Noi le-am făcut cadou terenul de la ajut și am dat teren de la noi, care era cu destinație pajiști, pășune în plopi. Plopii înainte erau pășune. Și le-am făcut cadou, în locul terenului la adjud, le-am dat jumătate de hectar la aia. Hey, de aici e o veche poveste. Când au venit legile astea la alte, eu fiind la adjud la primărie, i-am primis pe oameni automat la adjud. Duceți-vă la adjud și ceți-vă terenul, că e dreptul meu, pe legea 1947, pe 2005. Atunci, dacă veni legea, eu am prins portiță și am spus, halt. A mai fost o portiță, dar nu a profitat domnul Stănculeanu, în legea 167 pe 97. Eu am prins-o, aia 1-2000 era cu boierii, cu mari. Era aia 247-2005. Și eu, toți cetățenii care au venit, așa că mai erau oameni bătrâni care erau foarte interesați de pământul ăsta, când nu prea mă interesează, nu au probleme. Și am spus, oameni buni, acum vă duceți repede de la ajut și faceți aia și vă las terenul de acolo, că eu voiau terenul din voi. Că ai pajiște. Pășune și n-avem voie. Și trebuie să dau terenul, de asta avem acum, că noi și acum n-am dat terenul parohiilor. Altă prostie și atunci, le dă la parohii numai 5 hectare, când ei aveau 10. Și a apucat și s-au dat terenurile parohiilor. Dau pe terenurile oamenilor și s-a făcut o talmeș-barmeș acolo. S-a făcut un talmeș-barmeș, au suferit și efecte juridice, când de timp au vândut, au donat, au făcut acte de vânzare-cumpărare, s-a făcut un tamer și barmer. Și acum m-au băgat pe mine și de ani de zile mă muncesc să am acțiune în instanță. Vă arăt acum în vădere acțiune în instanță în care o parte din oameni și-au luat terenul la adjud, dar trebuie să le anulez titlul de proprietate de la Coțofănești și nu pot decât prin instanța judecătorească. Așa e legea. Așa și ei acceptă terenul la adjud. Și acum aia de adjud, eu am forțat nota cu inginerul Roșiorul, cu primarul de acolo și am spus, dați-vă-l. Faceți-vă că altfel, fac mai de fac și eu ca la, când vine cineva la primărie, nu mă rezolvați, fac mai departe. Eu zic, și eu știu cum să scriu. Și știu ce să cer. Vine câte om la primărie, nu vreau să mă rezolvați, fac eu mai departe. Așa, și am reușit și am lămurit pe cei de la adjud să dea terenul în totalitate. În totalitate. La ajut. O parte din ei au zis, domnule, eu mie nu mai trebuie la ajut, că eu vreau să le știi ce la mine. Domnule, tu trebuie numai asta de aici, avea mine. Nu-i tare, eu trebuie să-l iau, să-mi completez. Și acum am niște procese pe rol pe care am avut câteva, am câștigat, am câteva aia le câștig. Adică nu e niciun proces pe care nu câștig. Și trebuie să fac, să dau parohie Borșan și la Bârca, o diferență foarte mică. Borșan. Și acolo tot terenul, care e ocupat de casa, acolo preotul, a înțeles și preotul care e scala, că nu poți să-i strici casa omului. Și alea pe strada gării, s-a așezat cu terenul parohiei viitor. Da, că normal, n-ar trebui să dau un plop, și atunci să-i dau acolo. Terenurile care au revenit parohiei sunt în spatele grădinilor.
Și unii au oameni case, tot acolo. Traseul era pe Lucuță, zona Lucuță. Deci nu numai Lucuță. Și unii au oameni case, tot acolo Hibuță. Tot acolo Hibuță. Tot ce-i strada aproape. Până în drum. Până în drum. Până în șosea, fără Hibuță. Asta e, au dat cea. Așa era timpul, așa erau vremurile. Da. Și nu poți să dai omul acum. Omul poate să-ți dea în schimb, dar ai o procedură. Oare? Că, domnule, cât am? Am jumătate de hectar, un sfert de hectar cu casă, cu tot, îți dau în altă parte. Dar trebuie să-l tărămițez. Dar acum să dai parohiei 5 hectare, trebuie să-i dau, mai dăm 5,5 hectare la vânta. Așa, au 4,5, au primit pe eu cu coeficientul de corecție. Cum să-i dai un sfert de hectare, dai în Serieniș, un sfert de hectare, dai în Boierens, un sfert de hectare, dai la Livada lui Mircea, un sfert, n-ai cum de să-l dai cumva cum basat. Am lăsat un burțel, da. E cât în plop, punem o pășune. Și luat terenul de acolo, deci asta este vorba. Ce să fac terenul brăzleții? Terenul mi-am rămas. Ce convinții? Așa, uite așa, Marian, recuperate teren din Carlaflu pentru parohia Brocșan și Bâlca. Pentru a înțelege mai bine complexitatea procesului de aplicare a legilor fondului financiar, este necesar să amintim că la 01.01.91, deci la 1.1.1991, când a apărut legea 18, așa, suprafața de teren existent era de 2000, 6,71 hectare, din care, adică vorbim de arabe, agricol și neagricol, din care 1794,34 hectare teren agricol și 257,37 hectare teren neagricol, care făceau parte, intravi la drumurile, curțile și curțile. Suprafața valorizată de Comuna Cotrobănești este de 1767,08 hectare agricol și neagricol 1944 hectare teren cu vegetație forestiere, vorba de păduri. Odată cu validarea terenului solicitat de cetățeni pentru reconstituirea dreptului proprietar de pradă, s-a validat și reconstituirea islazului comunal, conform articolului 33 din legea 1891, pentru suprafața de 252,5 hectare, care s-a adăugat la cele 307,47 hectare islaz aflate deja la primărie. Suprafață însumată fiind de 560 de hectare, din care 537,2 hectare ocupate pășune. E doar 537 hectare de pășune, care știți, de la licitație. A fost întocmite și trimise către Autoritatea Națională pentru restituirea proprietății 5 dosare de despăgubiri. O suprafață 29,84 hectare teren agricol pentru moștenitorii familiei Dumitrescu, familiei Rotescu, familiei Teodoru, familie Vasiloiu Vasile, familia Diaconu Constantin, a căror terenul a fost confiscate și ocupate legal de alți proprietari în baza legii 1891. Din acesta s-a primit decizie de despăgubiri de la NRP pentru solicita Diaconu Viorica. Din toți cei care au solicitat numai Diaconu Viorica, acolo unde are domnul vice-prăvăria magazinul la Buzdar. Sunt emise până la această dată în total de 2222 de titluri de proprietate, din care 1855 de titluri pentru teren agricol și neagricol, 367 de titluri pentru teren și vegetație forestieră, din care 267 titluri la legea 1891 pentru suprafață de 130 hectare, 101 titluri la legea 1/2000 pentru suprafață de 1174 hectare și 4 titluri la legea 247 pe 2005 pentru 1000 pentru suprafață de 1394,61 hectare. Trebuie subliniat faptul că nu toate titlurile emise au fost ridicate de solicitanți, așa încât nu mai sunt în stoc, un număr de 18 titluri de proprietate. Motivele invocate, deci mai avem 18 titluri pentru că nu le-au ridicat. Și avem aici de ani de zile. Motivele invocate au fost următoare. Dezinteres din partea moștenitorilor după decesul autorului, adică a murit cel care a solicitat terenul, moștenitorii nici nu i-a mai interesat, nici cred că nu mai știu de ele. Noi tot i-am trimis, nu le mai știm adresele, dar nu sunt așa multe, 18, nu o să încercăm să le trimitem în timpul. Nu sunt de acord, alții nu sunt de acord cu terenurile înscrise în titlul, deoarece solicitările au fost făcute de autori care au decedat și moștenitorii nu le cunosc. Sunt care nu știu, abar n-au cerut părinților în terenul. Nu mai sunt, nu le cunosc, nu mai sunt interesați de proprietate, așa cum erau la
depunerea cererilor, discuții legate de impozit cu ceilalți măsurători, etc. Ca un urmare al aplicării legii 865-2013, legea inventarierii a fost identificată un număr de 68 de poziții validate și fără titlul de proprietate emise, din care 46 pentru terenul agricol și 22 pentru terenul cu vegetație forestieră, a căror documentație necesită identificarea autorilor sau moștenitorilor în cazul decesului a amplasamentelor efectuate prin măsurători cadastrale, pentru care nu sunt resurse financiare. La atenția Comisiei Locale de Fond Funciar sunt și acele litigii pentru care soluția adoptată de Comisie nu a fost agreată de solicitant și atunci s-a ajuns în instanță. O astfel de problemă a constituit o cea a terenului din punctul cimitir adjunct. Comisia Locală de Fond Funciar s-a implicat ceea ce spuneam eu, în sprijinirea cetățenilor care au solicitat terenul din punctul cimitir, conform legii nr. 247/2005, așa încât aceștia să intre în posesia terenului și a altelor apelorului, dar cu terenul primit în schimb pe comuna noastră, la care trebuie să renunțe, să poată fi folosit la soluționarea cerurilor parohiilor Bâlca și Borșan, care demonstrează cu acte de la arhivele statului suprafața deținută înainte de colectivizare, de 10 hectare fiecare. Deci fiecare parohie avea 10 hectare, mai puțin Cotul Fărești, care a avut 5 hectare și lor ei n-avem treabă. Au fost deschise 7 acțiuni în instanță pentru cei cu titlul de proprietate intrat în judecătorul civil, care au intrat în judecătorul civil, de care cum am văzut, pentru care s-a plătit expertize tehnice solicitate de judecătorie. S-au definitivat documentațiile pentru scrierea titlului de proprietate, ca urmare a punerii în aplicare hotărârii judecătorului pentru Mircea Neion și Bâzgan Nicolae, pentru care au fost efectuate măsurători cadastrale. Mircea Neion e un care... Un nemernic de Brașov. Așa, bravo. De 90. Care reclamă în cura. Nu apă noi. Și primăria Căiuț și Arjudu. Și Urechești și Arjudu și Căiuț. Dar noi avem un dosar așa. Bâzgan e la Urechești, au două frații de pădure. Pământuri vândute, pământuri tot ce vrei. De chiar el o are în mijlocul Ciortolomul, vrea acolo și a dus o dea într-o margină. Omul a refuzat, a vrut pe vechiul amplasament, nu mă spune legea, până la urmă a fost obligat să dea pe vechiul amplasament. Acum spune că nu-i convine, că nu-i trecut el, dar... Și rețineți ce vă spun, din 90... Se dea pe numele, uitai că sufă, nu era el autorul. Din 90 nu s-a prezentat nicio dată, niciodată, în proces. Știu. Numai de la distanță se judecă. Da, are pe cineva care se judecă. Dar nu numai, are și cu persoane fizice din care nu mai sunt. Mircea a murit în Coțofănești, s-a judecat ani de zile, pe casă, pe masă. Da, a murit și tante. A murit și tante, a murit toată. Și nu se referă la tematica aplicării legilor fondului social, dar este cu important doar ce sunt situații în care proprietarii de teren fie vor să înființeze, fie defrișeze pom, nuci. Primul dau voie, vor, era legea nucului și vigoare și acum. Da, la noi nuci nu prea mai sunt. Mai sunt, care avea la casă acolo. Așa. Să mă taie nucul să culeagă. Așa. Păi da. Băi, am avut doi mărci. Au nevoie de cadrul legal. Acest, așa, deci am văzut că au trebuit să fie înfrunțeze repezi de anunci. Și da. Se înfrunțează într-o lege nouă în care, pe numai în baza unei legi, înfrunțezi o livadă de nuci. La nuci e vorba. În special. Așa. Chiar am văzut lajul pe stânga înființat o livadă de nuci, dar nu era legea în vigoare la asta. Acum e apărut o lege nouă. Așa. Și la Urechești. Și la Urechești, da. Păi, între Urechești și între Arjuri și Căruși. În acest... așa. Fie vor să fie... Așa. Așa. În conformitate cu legea actuală, legea numărul 348/2003, legea pomiculturii, hotărârea Guvernului 157/2004, norme, metodologie și aia, plantațiilor de pom și arbuși fructiferi cu suprafață mai mari de 0,20 hectare, mai mari, se face pe baza autorizației de plantare, respectiv autorizației de defrișare eliberată de Direcție pentru Agricultură Bacău, deci nu primăria, înainte de înființare și desființarea plantației. Deci dacă e mai mare de 0,20, dacă e mai mică de 0,20, e legea nucului, legea 8, paramize, în care... Legea veche. Legea veche care este. Pentru defrișarea nucilor implantați, aici spune, sau implantație sau răslețit, se face în baza autorizației de defrișare nuci eliberate de Direcția Agricolă Județeană Bacău. Pentru aceasta se completează o cerere. Deci, completează cererea la noi, la chestiile răslețite, și aprobarea o dă Direcția Agricolă Județeană.
Pentru aceasta se conducează o cerere către de azi, următoarea la noi și ultimitul meu. Și se va întocmi un proces de luat de constatare la fața locului de către reprezentantul DAJ-ului, de reprezentantul DAJ-ului, agentul agricol al primăriei și proprietar, vine agentul agricol al primăriei, așa cum se face la certificatele producători acum. Vreau să vând căpșune, de la noi vin de la Bacău, vine de la noi de la registrul agricol și proprietarul. Vin, îți dau certificat de producător, dar tu ai plantații de căpșuni sau faci iei căpșune de nu știu unde și le dai un cercul ăla. Asta e legea iuritii, domnule, în viață la Onești și în Bacău. Nu sunt aiurite, ele sunt foarte bune, nu se aplică. Nu se aplică. Păi asta e, legea e bună, dar nu se aplică. Păi da, toți comercianții au certificat de producător. Cine le dă? La mine au venit. La mine au venit, vă spun ziți, la mine să le dau. Și nu le-am dă. Nu le-am dă. Cum să fac așa ceva? Cum să-ți dau ție că ai nu știu ce? Am cartofi și ceapă. Vând cartofi și ceapă și am certificat de cartofi. Dacă o să o fănești, dar piațele spline, doamne, lăsați. Eu nu dau, am dat, dar la cei care au fum. Care ce am dat puțin. Pocăietul are certificat de producător. Nu? Ioan Pocăietul. Ioan, așa zicea, că el are certificat de producător. Nu are. Tu s-a certificat de producător. Eu vă spun ce spune anul trecut. Nu, dacă vedeți certificat, eu mănânc în fața dumneavoastră. Eu vă spun ce îi spunea. Eu trebuie să vin de pe aici, poate să pus talaba aici. Da, nu, eu am pus talaba, nu vând, e problema, problema lor, să-i verifice ce îi îndrept. Acum, dintr-un punct de vedere, cum e Ioan, în loc să ne spargă casele noaptea, e bine dracule să... Da, eu chiar la asta m-am și gândit. Lasă, mă, deci e legal. La dracu să nici nu știi cu dracu să mai bă, asta spui. Chiar nu le iau nicio taxă. Întrebați, eu fiind ăsta lachea am duc pepe, nu m-am scodat să-i cer gogoneanță de pepe, îmi dau la pepe de poftă. Nu mă duc pentru că nu vreau să-mi creez obligații, bă. Nu vreau să vinde decât să fun. Cu amințe. Nu, nu fără nici simt. Asta e informare. Asta e informare, mascadului. Fondul funciar nu este problema Consiliului Local, este problema Comisiei Locale și atât. Eu am vrut să vă informăm cum stăm, în ce stadiu suntem. Noi stăm bine, stăm bine. Comune care... Dar de cadastru ce ne mai spuneți, domn primar? Ne mai dă ceva paralel? Pe legea 165, sigur, a fost doamna ingineră, ne dă bani, mergem în continuare. Anul ăsta facem aproape toată partea care vine de la Căiuț și până la aproape de domnul Ivancescu, de gar. Facem lunca, să înțeleg, lunca, partea aia, Parisul? Parisul, tot. Și pe partea cealaltă sus, Coasta Lupană, chestiile astea nu? Nu știu dacă și Coasta Lupană, dar oricum, avem prinse mult. Brazda, cum îi spune în termen popular. Dau timp ăștia, sunt prea puțin cadastriști și nu pot prinde tot volumul de muncă. Este foarte mult. Dar încă să fac jumate din tarlale sfăcute. Că a vândut câte unul tarlal la mijloc și a fost obligat. Care e extravilan? Cine a făcut în agricol? Păi în agricol n-ai niciun... Nu s-a vândut cu acte, nu s-a vândut. Cu acte de mână. Cu acte, eu vând cu chitanțe, cu zgheri. Dar cine îți cadastrează la... Cum spuneți dumneavoastră, acolo să te duci să vinzi o bucată de teren la acolo unde spuneți, la Pelin? La Braz, de lângă voie. Sau la Pelin? Dar ce bord? Da, Pelin. Acum știți că dacă n-are bord, nu mai cadastrează. După stâlpi, după una, după alta, nu mai cadastrează. Știi că Pelinul nu e a noastră? Nu știu, dar avem teren acolo. Da, e a Căiuțul. Dar sunt oameni împroprietăriți acolo. Hotarul este drumul, domnule. Da. Drumul de hotar. Și este parte. Eu am la Pelin și aparțin de Căiuț. Și a noastră, că sunt cetățeni care au de acolo. Da, eu te exemplu, am de rea materie. Și sunt dacă eu sunt. Da. Pentru cât mai aveți domnul Clark? Eu la diverse, dacă vreți, vreau să vă spun. Eu dacă l-am văzut aici, n-am mai. Nu, păi nu discutam nimic. Mai fac o dată apel la dumneavoastră să ne ajutați în menținerea curăținei pe raza comunicului. Nu cred. Nu știu ce face aici cu acele obligații, nu știu cum e proprietatea ta. Băi, căzut. Gardul ăla viu. Noi, eu ți-am curățit în odată, a doua oară nu mai fac. Ai plătit, e adevărat, nu recunosc. Ori desfințesc gardul ăla viu de tot de aici. Ori îl tunzi. Fă-i ceva, în centrul comunic. Dimineața am avut ceartă și cu Trif. Căcați-vă la Trif aici, în centrul comunic, mi-e și ușine să vină cineva. Au, iarba din față de acolo, de unii beau bere, e până la brâu. Hârtii, bidoane,
Nu, cu de țigări. Gardul viu, eu tu unde eu? Și am zis, bă, omul tău de serviciu, bă, omul, eu n-am treabă. Nu, bă, și fost suplent, că ia primărie. Păi ce ia primărie, bă, că tu ți-ai plantat acolo de bei bere, ai concesionat terenul de bei bere, tu ai pus aia cu bilca acolo, tu ți-ai pus, că, cum adică, eu vreau să-ți fac curățenie, ție? Deci și nesimțire totală. Dar e concesionat aici, de când știu. E concesionat terasa aia, terenul ăla. Și pe TDR-ul are bucății ăla. Da, pe TDR-ul n-are ceva. Ăla nu produce. Așa. Păi acum, te mai pun că mai pus și materiale, că în primul rând nu sunt materiale în față. Acolo, mai pus cimentul ăla acolo, le pus pe zona verde. Și o mizerie de nebă, fraților, în centru comun, nu se acceptă așa ceva. În primul rând că magazinele materiale de construcții nici n-au ce căuta în centru comun. Eu să trebuie undeva mai spre marginea comunii, pentru că așa e normal să fie. Așa. Păi vezi, bă, dar tot ești aici. Dă-mă la unul.